Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu proful online. Bună seara, bună seara, Alessia, și bine ne vedem din nou. Spun așa, spre bucuria amândurora, ne întâlnim din nou și iată, au trecut câteva zile de când nu ne-am mai auzit, nu ne-am mai văzut și suntem nerăbdători. Nerăbdători suntem să începem lecția. Și cum să începem? Cu Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută să facem o lecție nouă, frumoasă și să fie pe înțelesul tuturor celor care așteaptă lecția. Ai văzut că am început să apară lecțiile puse la Prof Online, ai văzut acolo, Da, m-am uitat. nu? Da? Ai văzut. Sunt vreo 6-7 lecții deja puse Da. și ele vor apare toate pe care le-am făcut noi de când am început să înregistrăm. Ce să spun, am înțeles eu bine, ai fost la Cuvioasa Paraschiva, nu așa? Da, am fost. Oh, ce minunat! Am Și fost foarte frumos. aș fi vrut, dar ai fost și pentru mine, hai să spunem și pentru Nu, cealaltă, ai fost și pentru mine și te-ai rugat acolo și cred că ai mulțumit Cuvioasei. Ah, nu ți-am spus un lucru, eu de fiecare dată când am ajuns la Iași, de vreo 15 ani când am reușit să ajung, uneori chiar m-am dus special pentru asta, sau în București, la cei doi, la Cuvioasa Paraschivă și la Sfântul Dumitru, ajungeam și puneam acolo un pomelnic în care rugam, un acatist în care rugam pe cei doi sfinți să mă ajute să fac acest proiect, să-l duc la bun sfârșit. Și da, cred că fără să știi tu asta, acolo ai mulțumit, tu ai mulțumit că te-ai găsit cu prof online, nu? L-ai întâlnit pe prof online și acum situația ta s-a schimbat complet din eleva aceea care spuneai tu că îți venea să stai mai mult pe sub bancă decât să stai acolo și să asiști la ora de matematică. Acum complet statutul tău s-a schimbat. Da? Și e o stare de bine. Știi ce? Hai să mai spun doar atâta și pornim repede lecția. Te-ai întrebat așa, ce o fi avut eu în minte când am insistat să pornim la treabă? Cum te-am simțit eu pe tine că tu ești o fetiță gata să accepti să colaborăm? Deși nu aveai acest sentiment așa pentru început. Și am să-ți dau un exemplu. Uite, să vezi, nu știu dacă tu ai auzit la bunicii tăi că înainte, oamenii, când eram eu copil, oamenii lucrau la pământul cu animalele, adică nu erau tractoare, nu erau mașini și totul se făcea folosind animale la lucrul ăsta. Adică caii erau folosiți ca să poată să are terenul, boii erau folosiți pentru asta. Și totul era făcut cu animalele, respect, la un nivel foarte scăzut, așa primitiv aproape. Iar ca să semeni, nu erau semănători. Nu, știi cum făceau? Oamenii luau din grâu, din traista aceea care aveau și împrăștiau pe toată zona aceea care vreau să o cultive cu grâu, așa, din mână, cum le venea la momentul respectiv. Ei, și o parte din boabe unele cădeau pe marginea drumului, altele cădeau într-un teren petros, alte boabe cădeau. Cele care cădeau pe marginea drumului, da, le luau în mâncau păsările. Cele care cădeau prin pământ petros, dădeau un pic să răsară și pe urmă gata, când dădea căldura, se terminau. Iar cele care cădeau, semințele care cădeau pe un teren bun, acele semințe aveau să... Da, alo. Alo. Bună seara. Cine este? Așa, uite, Cătălin, nu te super, că acum sunt chiar într-o emisiune. Poți să mă suni peste vreo 2 ore? Da? Mulțumesc tare mult. Bine, salut, salut.
Da. Și spuneam că o parte din boabe au căzut pe un teren bun. Și din acele semințe, acelea au dat rod. Adică, din ele au ieșit plăntuțele și ele au dat rod spice de grâu. Așa am simțit eu că, în colaborarea noastră, tu ești terenul cel bun și că eu, în colaborare cu tine, voi putea să produc aceste lecții frumoase. Deci aceasta este o pildă, dacă vrei, așa, o pildă pe care Hristos a spus-o ucenicilor săi când o sta de vorbă, când stătea de vorbă acolo. Așa ne întoarcem în lecții, ăsta e motivul pentru care noi putem face lecția asta, că zicem amândoi, Doamne ajută, și ne punem foarte multe nădejde în bunul Dumnezeu. Ești convins că între matematică și cu credința în Dumnezeu există o legătură foarte mare? Ești convinsă? Normal. Păi când te afli acolo, când te afli și intri acolo în camera aceea unde nu-i lumină și te ciocnești în stânga și în dreapta, ai șanse să te ciocnești mai puțin, faci mai puțin cucuit dacă zici, Doamne ajută! Și zici, Doamne, unde să găsesc lumina? Unde să găsesc ideea? De unde întrerupătorul? Asta este ideea. Și acum să pornim. Dacă tu ai ceva pregătit, dacă ai pregătit ceva, dacă nu, să încercăm împreună. Să încercăm. Ai ceva pregătit? Ai vreo problemuță sau? Pot să vă citesc una să am aici mai multe și să încercăm să le să încerc să le rezolv. Ia să văd. Și o să aleg una care. Te rog. Deci să dau aici. Imediat să găsesc. Așa. Deci dau la oarecare pagină și să găsesc numai probleme sau și exerciții normale. Și exerciții și probleme, nu, așa ceva care îți place ție, care îți crezi că merită să putem pătrunde, să o dezbatem. Așa cum, uite, eu nu știu ce problemă îmi pui tu, dar trebuie să spun că am emoții, așa zic, să vedem ce problemă frumoasă poți să îmi pui tu și să, am zis, Doamne ajută și zic în continuare, să pot să o fac. Că există și pericolul ăsta să nu pot face, nu? Da, Da, exact. să sperăm. Am găsit aici, mai știți că data trecută ne-am apucat de temă, tema care aveam Da, la da. școală. Eu am terminat-o de atunci și acum iau un exercițiu care l-am avut și mi s-a părut tare. Te rog, asta vreau să spun. S-a părut un exercițiu tare, interesant, da? Da. Te rog. Și ușor. Știind că X ori Y este 236 și Da. z este egal cu 123. Știind acestea, calculați x ori y ori z x ori Y ori Z. Z ori Y ori X ori Y și Y ori Z ori X. Cam atât. Cam atât, da? Ei, Alexia, hai să luăm și noi trei numere. X, Y și Z. X egal cu 5. E așa, X egal. Lăsăm problema deoparte și să încercăm. X egal cu 5. Începem cu cifre mai mici. Da. X X egal cu 5.5. Y egal cu 2. Și Z egal cu 7. Și Și să dacă spun așa,
să se calculeze produsul lor, X ori Y ori Z. Da. Scrie X ori Y ori Z, adică mulțirea celor trei factori. Factori se numesc, da? X ori Y ori Z. Egal cu? Egal cu pe 5 ori 2, 10. Scrie ca să vadă toți prietenii noștri. 5 ori 2 ori 7, da? Egal, acolo în continuare. 5 ori 2 7. Ori... Adică și le fac în ordine. Și... Sigur că da. 10 ori 7, 70. 70. Oare dacă nu le-ai făcut în ordine și ai făcut o altă ordine? Adică să le fi, să fi mulțit întâi, de desubt scrie egal. Adică dacă le-aș fi mulțit Y ori X ori Z. Da. Ar fi Y, adică 2, ori X, adică 5, ori 7, același lucru. Deci este același lucru, 10 ori 7, tot 70, da? Da, și aici, toate astea sunt egale cu 236 ori 123. Deci, vezi, asta am vrut să spun eu ție. În clipa în care avem 3 factori și vrem să, 3 numere și vrem să le mulțim, le mulțim, dar n-are importanță asocierea. Se cheamă asociativitatea asta, cum le asociezi, pe care le faci primele două. Deci ori în ordine, așa cum ai spus tu, ori îi poți face și la sfârșit ultimele 12, nu mulțești cu prima. Adică proprietatea este așa. Ea scrie X ori Y, X ori Y, pui într-o paranteză, X ori Y, totul de mulțit cu Z, așa, ori Z, egal cu X, înmulțit cu Y și Z în paranteză. X înmulțit cu Y ori Z, X înmulțit cu Y ori Z, pus în paranteză. Ultimele două le pui în paranteză. Adică, vezi, le poți asocia cum vrei tu la mulțire. Fie că le faci pe primele două și pe rezultatul mulțești cu al treilea, fie că le faci pe ultimele două, Y ori Z, și pe urmă mulțești cu X. Concret, pe modelul nostru, cum ar fi fost? Ar fi fost așa. Pe modelul nostru ar fi fost... Nu, pe modelul cu 5, 2 și 7. Ah, ok. Așa, scrie de desubt. Păi aici ar fi ieșit X era 5. Da, 5. Deci fi avut 5 ori Y care era 2, paranteză, ori Z care era 7, egal cu X, adică 5, ori 2 ori 7. Adică echivalent mai departe, echivalent, știi cum ți-am spus, așa, cu acela rezultă, echivalent, așa, echivalent cu, și fă calculul. Da, și dau amândouă 70. 10 ori 7, scrie așa, 10 ori 7, egal cu 5 înmulțit cu, 5 înmulțit cu, 5 înmulțit cu 2 și cu 7. Băi, 2 ori 7 cât face? Spune calcul. 2 ori 7, 14. Deci în loc de 5, mulțim cu 14. Da? Deci în loc de 2 ori 7, pune 14. Ori 14. Și asta ar fi făcut ca echivalent, ca rezultat. 70 egal cu 70. Tot acolo, tot în continuare. Echivalent, tot pe aceeași linie. Acolo, echivalent. Acolo, tot acolo, hai, 70 egal cu 70. 70 egal cu 15 ori 4, 5 ori 14, tot 70. Deci egal cu 70. 70 egal cu 70. Da. Deci, după 10 ori 7 fac 70. Egal acum, egal în continuare, după 70 egal cu... Acolo 15, 5 ori 14 și tot 70. Adică ai arătat, nu mai scrie rezultatul, că 5 ori 14 face 70. În concluzie, n-are importanță cum le asociezi. Deci n-are importanță cum le asociezi. Când faci pe 5 ori 2 întâi și până cu 7, ori faci 2 ori 7 la sfârșit, ori 5. Se cheamă așa asta asociativitate. Deci,
încadrează X ori Y ori Z, X ori Y în paranteză, cum e pus acolo, ori Z, și egal cu X înmulțit cu Y ori Z în paranteză, adică relația penultima, aceea, penultima, încadrează-o și aceea este proprietatea și în dreptul îi spui asociativitate. Așa, așa. Deci acea proprietate se numește în dreptul ei asociativitate. Asociativitate. Deci asta e propria de asocia, așa se cheamă, din limbajul ăsta, de la cuvântul românesc, asociere, da? Le asociem cum vrem noi. Care ne vine mai, facem acele calcule care ne vin mai ușor. Dar chiar sunt 4 sau 5, îi asociezi 2 câte 2 cum vrei tu acolo. Ia să spune așa, ia scrie așa. 5 ori 7, ia scrie, să înțelegi, 5 ori 7 ori 2, 5 ori 7 ori 2, ori 2, ori 9, ori 9. Și egal acum, calculul faci cum ți-e mai la îndemânăție. Exact, poți să le fac cum vreau. Adică o să zic 5 ori 2, nu că 5 ori 2 îți vine mai, cel mai bine. Da, 5 ori 2 fac 10. Deci așa, și 7 ori 9. Da, și să fac îți vine 2. 10 ori 7 ori 9, 63. Da. Ori 63, da? Și egal. Și este egal cu 600, hai, repede, vorbește. Egal cu 630. Vezi? Asta înseamnă că le-ai asociat cum ți-a convenit ție mai bine. Altfel, 5 ori 7, 35, 2 ori 9, 18 și urmează să muncești 35 cu 29. Deci tot atât de bine poți să spui că egal mai departe cu dedesubt. Hai să zicem, sau, da, acolo egal cu 35 ori 18, da? 35 ori 18. Și acum trebuie să mulțești mai departe. 35 cu 18 deoparte, să faci mulțirea și îți va da 30. Convinge prietenii noștri că așa și ai lași lucru obții și tu. Deoparte acolo. Mulțește undeva. Unde ai spațiu liber? Asta am spus. Sus. 5 cu 2. Sus acolo. Și n-am mai mulțit și de mult. Deci, aici? Da. 35, da, ori 18. Exact. Și încep. 8 ori 5, 40, 0. Țin 4 în minte. 3 ori 8, 24 și cu 4 în minte, 28. Așa. Încep cu un 0 și acum 10. 1 ori 5, 5 și 1 ori 3, 3. Tragem linie și adunăm 0. După avem 8 și cu 5, 13, 1 în minte, 5 și cu minte, 6. 630. De la da, ai pierdut mult timp, vezi? Da. Mult timp ai pierdut. Față de varianta când ai asociat cum ți-a venit ție, 5 ori 2, 10 și pe 7 ori 9, 63, a fost mult mai rapid. Pentru că tu știi să mulțești cu 10. Da. Ai obținut 63 și mulțit cu 10, pur și simplu ai ajuns la rezultatul foarte, foarte rapid. Da. Uite, hai să mai facem încă unul, să convingi prietenii noștri că e foarte important să știe, să asocieze ca să mărească ritmul de la înmulțire, da? Zicem așa. Uitați la școală cum i-a arătat aici. Exemplu care mi l-a dat. Acolo e ceva cu distributivitate. Asociativitate. Aici, cum să spun, la școală tot timpul se întâmplă să meargă invers. Adică merg de unde? Exact. De la niște definiții care nu le, pe care nu le înțelegi. Nu ți este clar ce se întâmplă cu ele. Dar eu fac invers. De la partea practică, de la exerciții să ajung la definiție. Da? Deci,
Ai văzut ce înseamnă asocierea? Literele sunt scrise X, Y, Z, dar nu numai 3. Poți fi 4, numere 5, numere 6, numere... Și le asociezi cum vrei tu, ca să-ți vină cel mai la îndemână. Exemplu concret de desubt. Mai luăm un exemplu ca să vadă prietenii noștri. 25, scrie așa, 25. 25 ori 9 ori 4 și ori, să zicem, 8. Acum când o să mai jos un pic să văd. Egal cu. Păi pot să fac să cuplez 25 ori 4, cam 200. Îți dă? 25 ori 4, 100? Foarte bine, corect, vezi? Ce ți-a venit foarte rapid. Da, fac 172. 172 și egal mai departe, continuă pe linia aceea. Deci mai ai spațiu în dreapta. Okay. Pe aceeași linie ca să... Așa. Și egal cu 7200. Și ai făcut exercițiul foarte repede. Foarte repede. Dacă nu te prinzi, trebuie să mulțești două și într-o altă ordine. Pe acolo și pierzi mult timp. Deci totdeauna această proprietate este folosită pentru a avea viteza cea mai bună la lucru. Deci asta trebuie să înțelegi tu. Ia să vedem de desubt un alt exercițiu. Să zicem așa. 34. Deci 25, așa, 25, ori 11, ori 8, 25, ori 11, ori 8. Și ori 99. Ori... Păi uitați, dacă mă face 25 ori 8, dă 200. Dă? Cât? Cât dă? 200. 200, foarte bine, foarte bine. Și deci 200 ori... Ori cred că dă 1000, parc 189. Cred că ai dreptate, dar fă-o, că dacă să nu greșim. Ia, fă 99 ori 11. Da, ca să nu, că altfel se strică tot exercițiul. Da, totdeauna să avem grijă să nu greșim. 99 ori 11. 1 ori 99, 1 ori 99, 1 ori 99, 1 ori 99. Avem 9, 18, 8, 1 în minte. Da, vedeți. Da. 1089. Ai zis foarte bine. Ori 200, da? Da. Ori 200. Și atunci am... Păi 200 poți zici 2 ori 100. Rup tu. 2 ori 100 ori 1089. Ia scrie 2 ori 100, că 200 asta înseamnă. Egal cu 2 ori 100. 2 ori 100 ori 1089, nu? Ori 1089 și cu 100 știi că să pui 20 euro la sfârșit și acum mai mulțești doar 2 cu 1089 și egal cu. Deodată poți să faci, ca să nu mai faci un rezultat. 2, 9, 18. Mai în dreapta așa. 2, 8, 16 și cu 1. 17. 10. Și fiindcă e 0, 17, scris pe 1, da, și 2 ori 1, 2. Da. Și fiindcă ai 100, mai pui la sfârșit 20 ori. Da. Și la sfârșit încă 20 ori de la mulțirea cu 100. Și gata, ai făcut ieșițiu. Vezi ce înseamnă să te prinzi de șmecherii. Și noi totdeauna, în discuția care o avem, căutăm să facem acele asocieri,
aterizat cât mai rapid. Pentru că vrem ca în calcul să avem viteză foarte mare. Câștigăm timp. Aceste șmecherii ne oferă șansa asta a lucrului, unor exerciții în timpul lucrurilor, să câștigăm timp cât mai mult. Pentru că ceilalți copii care stau și fac în ordine și mulțesc acolo și tot mulțesc până termină, consumă mult timp. Și spun așa la sfârșit: nu mi-a ajuns timpul. Dar nu e adevărat. Nu știu șmecherii de asociere ca să poți să ai viteză maximă la lucru. Da. Acum, dedesubt, mai dau ultimul exemplu pe care vreau să scrii și este așa. 5, 5 ori 5 ori 9, 5 ori ori 9, ori 4, ori 4, plus 7. Păi, eu aș face 5 ori 4, că dă 20. Da. Am să fac 5 ori 4, 20, ori 9, plus 7. Așa. Sau aș putea să fac, să nu mai scriu 9 plus 7 și să scriu direct 16? Stop, 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 stop. De-aia a fost poanta dată. Atenție! Aici suntem în momentul cel mai grav al exercițiului. Tu te-ai gândit că ce ar fi să spui 9 plus 7 întâi, nu? Da, exact. Wow, dar nu se poate. Șaptele stă acolo ca să fie păcăleală. Șaptele zici, oare nu faci chestia asta? Că am stricat tot exercițiul l-am stricat. Păi, care e ordinea efectuării operațiilor? Și acum o să discutăm repede. Care e ordinea efectuării operațiilor? Mai întâi ori și împărțiri, Împulțirile și da, și apoi e plus. urmă. Ah, dar de ce cui a venit în minte să facă 20 ori 9? Adică poate să fie și 9 ori 20. Ia scrie mai departe, egal cu 9 ori 20, egal cu 9 ori 20, 9 ori 20, plus 7, da? Plus 7. Și egal mai departe, egal mai departe. Ce înseamnă 9 ori 20? Adică 20 este adunat de 9 ori. Adică zici 20 plus 20 plus, scrie, te rog, să înțelegi de ce trebuie făcută înmulțirea întâi. Deci egal cu 20 plus 20, 20 plus 20 plus 20. De 9 ori, cum spune primul factor. Se mai vede? Da, se vede. 6. Cât ai pus până acum? 2, 4, 5. Așa, plus 7. Da? Plus 7. Ei, acum fiind numai adunările, adun cum vrei tu. Dar sigur că-ți comod, deci îi poți 7 plus 20 pentru cu primul și pe urmă să adui pe cei doi de alte 20. Dar atenție, că ai zis de 9 ori câte 20. Și cât fac 20 plus 20 plus 20 face 180, nu? Egal mai departe cu 180 plus 7, egal cu 180, 180 plus 7 și egal cu 187. Vezi tu, Alesia, nu eu nu m-ofta cuiva că o spus întâi să faci și să mulțirile. Că mulțirea ce înseamnă? Adunare repetată. De aceea noi trebuie să facem întâi 90, 20 ori 9. În loc să scrim 20 plus 20 plus 20 din 9 ori, pur și simplu mulțim cu 20 ori 9 și 2 ori 9, 18 și 180 și cu 7-le astea fac 187. Deci nu adun pe 9 cu 7. Când ai adunat pe 9 cu 17? Ai adunat când 9 și 7 ar fi în paranteze. Deci dacă s-ar fi întâmplat ca 9 plus 7 să fie în paranteze, pus de noi în exercițiu, atunci schimb factorul. 20 se va scrie 20 plus 20 de câte ori? De 17, de 16 ori. Dacă nu era plus 7 și era ori 7, puteam să fac 9 ori 7. A, da! Da! Dacă ar fi fost înmulțit,
Da, dar așa eu am pus-o de poantă, că m-am gândit că s-ar putea ca tu să te păcălești, știi? Și de aceea zic că m-am dat-o mai sus cu patru termeni, dacă acum pe al patrulea îl pun cu adunare, tu s-ar putea să spui, hai să-l 9 și cu 7, 16 și nu știu ce. Ei, am avut dreptate și m-am gândit bine, de acum nu mai greșești. Spui, Alesia, fii atentă, nu mai greșești niciodată. Niciodată. Deci, și cu asta am și stabilit, poate o să discutăm mai repede, cât de repede, ce înseamnă să faci întâi înmulțirile și împărțirile și prima adunare scăderile. Nu e în mofta cuiva, ci este dovada clară că în exercițiul ăsta, 9 ori 20 înseamnă să-l aduni de 20 de 9 ori și până să-i pui șaptele. Nu? Și iată, ăsta e rezultatul corect. Dar ca să nu scrii 20 plus 20 plus 20 de 9 ori, scrii strâns, asta e mulțirea. Simbolul de mulțire a apărut din cauza asta, să nu scriem adunare repetată, ci pur și simplu să strângem ca o formă de scriere mult mai concentrat, primul factor 20 și se înmulțește cu 9, ca să nu mai scriem 20 plus 20 de 9 ori. Deci, vezi, tot din nevoia practică, noi am discutat Alesia și am spus așa, omul n-a făcut altceva decât a încercat să născocească fel de fel de simboluri și să-și ușureze munca. Deci simbolul de mulțire a apărut ca o nevoie de scriere, da? De scriere a unei adunări repetate. Deci asta s-a întâmplat. Nevoia de a scrie, nu? O adunare repetată. Cred că trebuie să ne întoarcem aici, să mai insistăm la ceea ce înseamnă modul acesta. De ce a apărut, de ce a mai fost nevoie de înmulțire și de împărțire, nu? Să răspundem încă o dată la această întrebare. Dar hai mai sus să terminăm și exercițiul tău, că l-am lăsat în urmă și acum acel exercițiu pe care mi l-ai propus în spațiul ăla gol, acolo să lucrăm. Deci Ai vreau acolo în să... dreapta, da? Opa! S-a cam dărâmat peste mine. S-a dărâmat acolo, nu? Cu M-am ce lăsat aveai pe tu ea. fixat. Așa, gata. Așa, în spațiul ăla gol, acolo ne-ai propus exercițiul în partea dreaptă. Hai să vedem exercițiul. E foarte bine, se vede bine acum. Hai să facem prima chestiune. Să stăm la prima întrebare. Egal, acolo, la primul exercițiu, în dreptul său, egal cu X ori Y e pus în paranteză și 230. 236 ori 123. Și aici sunt toate aceste numere, doar că schimbate. Deci toate vor da 236 ori 123. Exact, același lucru va face. Când n-ai nicio scădere, n-ai nicio adunare, toate conduc la 236 ori 123. Nu e importantă felul în care asociezi, ci important este că, nu? Da. Asocierea o faci cu ce scop? Am spus mai devreme, cu scopul de a avea cât mai repede rezultatul. Și acum trebuie să mulțești acum cât faci acolo. 29 de mii, spui 28. 29.028. Eu să vezi acum cum fac eu, acum stau și mă gândesc dacă nu cumva ai stricat o greșeală. Tu ai 236 mulțit cu 123. Eu nu știu unde ai făcut o mulțire asta. Dar mă gândesc așa, că dacă ar fi fost o simplu cu 100, doar cu 100 înmulțit, 236 cu 100, aș mai fi pus două zerouri la sfârșit și ar fi făcut 23.600, da? 23.600. Dar fiindcă am și un 23 cu care trebuie să mulțesc, e bine 29.000. Deci simt că e bine, că de la 23.000 până la 29 mai sunt vreo 6.000, dar acestea, vezi, eu vreau să estimez rezultatul. Eu nu am cum să știu. Dar uite cum am făcut. Și arată-le prietenilor noștri așa. Scrie acolo 200 deasupra rezultatului, în spațiul ăla gol, scrie așa 236. 236. Ori 123 Este egal. egal cu
236 Ori 100. ori, în paranteză, 100 plus 23, că l-ai scris corect. 100 plus 23. Și acum, să mulțești cu 100, cu 236 fiecare. E proprietatea de distributivitate. Mulțirea se distribuie celor doi. Adică și va fi egal cu 236, scrie 236 ori 100. Adică 236 ori 100. Plus 236 ori 23. 236 ori 23. Acolo mai îngrămădit așa, o 23. Și egal cu 236, știu să mulțesc cu 100. Fac 23.600. Hai, te rog, vorbește tu. Fac, deci 23 ori 100, 2003. Nu, păi așa. 236 cu două zerouri la sfârșit. Deci 236 cât era cu două zerouri la sfârșit. Păi atunci am 23.600. Așa, plus cât îți mai dă de la mulțirea 236 ori 236 ori 23. Deci 236. Nu 5. Plus vreo 6.000 sau 5.000 și ceva, cât? 5.000? 400 28 5.428. Și dacă aduni, da, așa îți dă. Ia uite, de când aduni, 8 cu 0 face 8, deci egal mai departe, deci, ca rezultat. O fac, scriu aici mai mic. Așa, da, este 0 cu 8, 8, 0 cu 2, 2, 6 cu 4, 10, 0, 1 în minte, 2 plus 5, 7, 1 din minte, 8, 2, 3 singur, a, nu, 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 2. 2. Aici e 9, aici e 9. Așa. 2. Și 2. Este același rezultat, vezi? Este același rezultat. Ce am vrut să spun eu? Că eu nu știam rezultatul mulțirii 236 ori 123, dar ți-am spus mai devreme că am dorit să evaluez, adică să aproximez, hai să spunem, rezultatul acesta. Și am zis, măi, 123 se scrie ca 100 și cu 23. Da. Și când mulțim cu 236, mulțim 236 cu 100, se distribuie. Și cu ocazia asta am văzut ce înseamnă proprietatea de distributivitate a mulțirii față de adunare. Adică 236 se mulțește și cu 100 și cu 23. Și făcând înmulțirea asta, am constatat că la primul rezultat e 23.600, iar al doilea, printr-o aproximație, m-am dus eu, zic, pe undeva pe la 4-5.000 și cu 23 se duce la 29. E bine cum a calculat. Da? Deci de foarte multe ori, în negreșiții, simțim nevoia să facem niște aproximări de acestea ca să știm sigur că am ajuns la un rezultat corect. Să nu cumva să greșim în calcule. De aceea, cei care au și viteza asta de calcul, să spunem mental, adică în mintea ta, fără să ții cont, fără să faci pe hârtie, înainte de a o face pe hârtie, mulțirea, tu poți să faci și o estimare. Că știind cam care ar fi rezultatul, înseamnă că este foarte, foarte bine. Da. În concluzie, am terminat exercițiul care ne-a pus. Hai să reluăm încă o dată. Vorbește tu, Alessia. Spune, se dă, se cere. Poftim. Deci, ni s-au dat trei numere, X, Y și Z. Ni s-a spus că X ori Y... Dar nu s-au dat, nu, atenție, nu s-au dat independent. Două din ele deja înmulțite, X ori Y. Două erau deja înmulțite, deci nu știam cine e X, cine e Y. Știam doar că împreună înmulțite sunt 239 și că Z este 123. Și ne-au dat să le adunăm pe toate, să le mulțim. Nu, 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 să le mulțim pe toate trei. Da, ne-a dat să le mulțim pe toate trei, doar că le-a...
în mai multe feluri. Așa, le-a asociat în mod diferit, da? În mai multe feluri diferite. Așa. Noi am luat un exemplu în care știam toate literele, cât sunt. Da. Da. Și am văzut că oricum ar fi așezat, poate să fie așezat termenii în orice fel, oriunde, că tot același rezultat dă. Da. De asta aici. Aceeași s-a întâmplat și în negheșițul tău, da? Sunt aceleași numere, doar că sunt schimbate. Sunt asociate în mod diferit, da? Da. Asociate și schimbate și ca poziție. Deci și comutate. Important lucru că putem face acest lucru, da? Mulțirea o putem face. Bun. Bunoară. În primul exercițiu ai avut X ori Y, da? Și ai înlocuit și-o mers foarte bine. În al doilea exercițiu X-ul nu avea X ori Y. Cine era pus în paranteză? Y ori Z. Dar tu, luându-te de X înmulțit cu Y ori Z în paranteză, poți să asociezi. Egal cu X ori Y să pui în paranteză și cu urmă ori Z. Deci, în exercițiile tale, ai avut posibilitatea să, și din exemple care le-am dat, să-ți arăt că această șmecherie este foarte importantă în exerciții pentru a face asocierile acelea care să mărească viteza de lucru. Deci să mărească viteza de lucru. Atât, cu asta trebuie să ne să spunem, să trecem la un alt exercițiu și să ne alegem cu această mare informație. Deci când avem de mulțit mai mulți factori, așa se cheamă aceste factori, când avem de mulțit mai mulți factori, suntem foarte atenți cu șmecheria asta, că putem să facem acele înmulțiri, nu? Care le faci cel mai rapid și să mărești viteza de lucru. Asta este esența în exercițiul acesta. Și ce am mai descoperit? Că dacă mai ai un plus, cum a fost acolo plus șaptele acela, nu te apuci tu să faci acolo unul din factori cu plus șapte. Da, doar dacă nu era plus și era ori, puteam să fac. Atât. Deci dacă ar fost numai când sunt înmulțiți, faci asocierea asta. Dar dacă e plus șapte, rămâne să-l adun la sfârșit. Faci înmulțirea aceea care e de făcut, vezi cum te descurci acolo și la sfârșit adaugi plus șapte. Da? De ce am insistat pe chestia asta? Bun. Hai să vedem acum altă exercițiu. Am și văzut această proprietate de distributivitate foarte importantă, cum înmulțirea se distribui, nu? În exercițiul de mai sus, când am scris pe 123 ca 100 plus 23. Partea asta de aici? Eu zic să ștergi tot. Ștergi tot? Da. Oricum mare. Da, de acum să încercăm un alt exercițiu și poate nu strică să mai insistăm pe ce înseamnă ordinea efectuării operațiilor. Ok, și chiar așa. Unul cu asociativitate. Chiar așa, să intitulez titlul acolo, scris pe tablă, ordinea efectuării operațiilor. Stați că nu găsesc. Deci ați spus ordinea? Aici sau aici? Nu pe ramă, ci pe tablă, așa, ordinea. Operațiilor. Să spunem. Stai că am un exercițiu, cred. Așa. Stai să văd un exercițiu. Și să răspundem la întrebarea. De ce mai întâi înmulțirile și împărțirile? De ce să fac asta? Asta e întrebarea. De ce să efectuăm mai întâi
scrie în cuvinte. De ce să efectuăm mai întâi înmulțirile și împărțirile? De ce? Scrie așa. De ce să efectuăm? De ce? Mai întâi înmulțirile și împărțirile. Înmulțirile și asta. Să răspundem la această întrebare. Nu ți-ai pus-o și tu de foarte multe ori. De ce mai întâi asta? Cine? Ba, da. Cum? Cine a stabilit? Hai să răspundem la întrebarea asta. Uite, așa să scriem. 5 ori 3 plus 2. Egal cu. Ce înseamnă 5 ori 3? De 5 ori câte 3? Înseamnă 5 ori plus 5 plus 5 plus 5 plus 2. Așa, poate să fie și așa. 5 ori 3, poate să fie și 3 ori 5. Da. Cum îți vine mai la îndemână. Dar să știi că totdeauna primul factor, cel de pe poziția întâi, spune de câte ori se adună cel de pe locul 2. Deci 5 ori 3 se scrie așa, scrie mai de des, în continuare. Egal cu 3 plus, nu, acolo. 3 plus 3 plus 3 plus 3. De câte ori? De 5 ori, nu? Da. Așa, plus 2. Ei, vezi? Acum faci adunările că nu e nicio problemă. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 5 ori fac 15 și cu 2 egal mai departe, acolo spune în continuare, egal cu 17, nu? De asta facem mai întâi înmulțirea. Ca să, că dacă am face 3 plus 2... Așa. Dacă am face adunarea 3 și cu 2, da, cât ar face? 5 ori 5 fac 25. Stricăm, da, tot egășițiul. Da. Da? Deci spune acolo egal cu 17, da? Egal cu 17. Corect. Spune acum de desubt. Greșit. Acum scrii greșit. Scrii chiar în cuvinte. Greșit. Greșit ar fi să spunem. Cum să fie? Scrii 5 ori 3 plus 2. 3 plus 2 și egal cu 5 ori 5. Nu. Corect, care e diferit. E diferit de 17. Cum e rezultatul corect? Asta este greșit. Nu mai facem niciodată. Să țină minte foarte tare. Deci nu e o mofta cuiva, ci pur și simplu am înțeles acum că în clipa în care se face adunarea sau scădere, se modifică un factor de acolo. Acolo e bine, da? Jos a fost greșit. Sus este bine. Scrie în dreptul a ceea ce e încadrat, tu, în dreapta, acolo, tot mai în dreapta, scrie bine. Aici? Așa, așa. Acolo e bine. Da? Bine. Așa, din coace e greșit. Nu mai facem greșeli de acestea niciodată. Ăsta e motivul. S-a schimbat factorul din mulțirii. Înainte era vorba de 3, repetat de 5 ori, și acum a apărut în loc de 3, a apărut 5. Că tu l-ai modificat, ai adunat 3 plus 2. Nu mai facem greșeala asta niciodată. Și le spunem prietenilor noștri, atenție, să nu greșiți, să nu greșiți să faceți adunarea scăderea întâi, pentru că ați terminat tot egășiți, l-ați dat peste cap. Când poate să fie modificat? Dacă 3 plus 2 îl punem într-o paranteză. Deci parantezele modifică egășițiul. Scrie exact de desubt. Era 3 plus 2 în paranteză. Scrie de desubt. 5 înmulțit cu... Deci dacă era 5 ori 3 plus 2 în paranteză, atunci eram obligați să facem... Corect. Eram obligați. Scrie egal mai departe, egal cu 5 înmulțit cu 5
Doar 25. Așa. Deci paranteza ce face? Când paranteza e prezentă, ea strică obligația aceea de a face înmulțirea. Că întâi aduni 3 plus 2. Deci iată că egheșițiul de mai înainte care era greșit, poate să devină unul bun, corect, poate să devină un egheșițiu corect, numai dacă punem 3 plus 2 în paranteză. Da? Deci prezența paranteză înseamnă strică ordinea efectuării operațiilor. Scrie în cuvinte asta. Prezența paranteză. Parantezele strică ordinea efectuării. Strică ordinea efectuării operațiilor. Asta e foarte important. Deci parantezele, rostul ăsta, că strică ordinea. Când nu ai nicio paranteză, ești foarte liniștită, știi că se face mulțirile și împărțirile și pe urmă adunările și scăderile. Acum să facem un egheșițiu în care să avem și mulțiri și împărțiri și adunări și scăderi. Să zicem așa, 25 Am găsit eu unul.25 împărțit la 5 împărțit la 5 minus 2 totul într-o paranteză, totul de până acum într-o paranteză, ori 7 minus 3 înmulțit cu 5, egal cu. Ia să facem asta. Atât. Este egal cu, scriu aici, rezolvăm paranteza. Da. Suntem obligați să rezolvăm. Sigur Și că da. atunci, da, și atunci am 25 împărțit la 5, 5 și am 5, 5 minus 2, 3. Paranteza este 3. Și atunci am 3 ori 7 minus 3 ori 5. Și acum rezolv 3 ori 7, 3 ori 7, 21, minus 3 ori 5, 15. Și totul este egal cu 6. Egal cu 6. Hai să-ți mai arăt o poantă foarte tare. Uite, în ambii termeni, 3 ori 7 și în celălalt membru 3 ori 5, vedem pe 3 că e comun. Da? 3 ori 7 și la primul produs și 3 ori 5 și la cel de-al doilea produs. Scrie acolo egal mai departe cu 3 pe lângă. Scrie egal cu 3, în dreapta, acolo, după ce acolo, e foarte bine, egal cu 3, înmulțit cu, pune într-o paranteză, în paranteză, 7 minus 5. Egal cu. Ia 7 minus, egal mai departe, continuă egheșițiu în dreapta, egal cu 3, înmulțit cu. Egal cu 3 ori 2 egal cu 6. Formidabil, același rezultat. Acă asta e foarte tare. Foarte tare. Vreau să mai văd un exemplu ca să mă convin. Da. Ce minunat mi-ai spus. Uite, acesta e dialogul cel mai frumos. Deci, dacă vedem că este un același termen în mai mulți membri a unei operații de adunare și scădere și e același peste tot, îl putem spune în factor și pe urmă ce a rămas să punem într-o paranteză. Și facem paranteză și este foarte rapid. Ia să scrie așa. 5 ori, scrie în paranteză, 5 ori 9. Da. Acolo, se vede foarte bine. Da. 5 ori 9
5 ori 9. Minus 5 ori 4. Plus 5 ori 7. Egal cu. Fără paranteze nimic? Ce observăm? Fă de dedesubt cum știi tu. Adică de dedesubt spui 5 ori 9, 45, de dedesubt. Și până să... 5 ori 9, 45, minus 5 ori 4, 20, minus 35. Așa. Dar ziceți că... Stați. Nu, și termină calculul. 45 minus 20 fac 25 cu 35, nu? Cât este acolo? 5 ori 7, 35. Și cu 25? Deci 45 minus 20, 25, minus 35. Nu se poate, stați. Nu, nu, dar e plus 35. Ai scris tu greșit. Plus 35. A, pe atunci de asta. Atunci 25 plus 35 de 60. 60. Da, am fi putut să facem, să facem 5 ori în paranteză 9 minus... Așa, 9 minus 5 minus 7 plus 7, plus 7 că... plus 7 și atunci aș avea 5 ori 9 minus 5 4 plus 4 plus 7 11 Păi n-ar fi dat. Păi ori e greșit undeva, hai să mai vedem o dată. Deci ai dat 45 minus 20 plus 35. Și 45 minus 20 fac 25 cu 35 60. Bun. Și am zis 5 pe lângă. 9 minus 5 9 minus 4. Aici am greșit, că pe 5 l-am scos în față. Asta am greșit. 9 minus 4 plus 7. Plus 7. Păi atunci am 5 ori 9 minus 4 5 plus 7 12. Și atunci 5 ori 12 dă 60. Merge. Perfect. Deci e foarte tare chestia asta. Așa, asta e o proprietate așa de importantă, ea vine de la distributivitate. Că noi acolo ce am văzut a fost distributivitatea aplicată și acum invers, am mers înapoi. Și mersul înapoi, vedem același factor, se cheamă. Și ideea este scoaterea în factor comun. Scrie chiar în dreptul unei subliniat și unii golul acela acolo și scrie în cuvinte... Acolo, acolo. Foarte bine. Așa. Am scos în factor comun. Am scos în factor comun. Am scos în factor. Asta. Asta. Am scos în factor pe 3 sau pe 5, cum l-am avut. Pe 3 sau, neghișitul al doilea, pe cine l-am scos? Pe 5. Care a fost comun. Deci sus am văzut că 3 este comun și l-am scos în factor și jos am văzut că 5 e comun și l-am scos în factor. Așa, asta e o proprietate foarte, foarte, foarte importantă. Poți să faci o schemă? Adică, de exemplu, să scriu exemplul ăsta din nou și să, în cuvinte, să explic ce fac. Bun, bun. Dar hai să mai repetăm încă o dată de sus ce am avut pe pagina asta așa foarte importantă. Vrei? Da. De la început, ce ne-am propus noi acolo ca titlu? Deci ne-am propus ordinea efectorii operațiilor. De ce efectuăm mai întâi înmulțirile și împărțirile? De ce? Și am luat un exemplu și am zis 5 ori 3 plus 2. Și 5 ori 3 este egal cu 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 5 ori. Și apoi plus 2. Și egal cu 17, dar dacă făceam 3 plus 2, dădea 5 ori 5, 25, stricam tot. Tot. Greșit. Deci, e limpede. Da. Așa.
Apoi am spus că... am spus că parantezele strică ordinea efectorii operațiilor. Și am dat... Și am avut exemplu acolo. Uite, da. La exemplu la 5 mulțit cu 3 plus 2. Am pus pe 3 plus 2 în paranteze, da? Da, am pus în paranteză. Și am avut apoi 5 ori, eram obligat să facem paranteza asta. Și atunci am avut tot 5, aici da, ne-a dat 25. Aici am avut un exemplu, în paranteză 25 împărțit la 5 minus 2, am făcut paranteza că suntem obligați. Da. Mi-a dat 3. Apoi în continuare, ori 7 minus 3, ori 5. Și am descoperit o șmecherie. Așa. Că dacă adunăm, în loc să facem toate astea, ne dă 6, dar putem să facem 3, cel de aici, ori în paranteză 7 de aici, da, minus 5 de aici. Și mi-a, corect, dat, și mi-a dat 6. Corect. Am mai dat un exemplu. Da. Am făcut în ordine, iar la final am făcut 5 de aici, ori în paranteză 9, minus 4, plus 7. Și mi-a dat 5 ori, mi-a dat 5 de aici, ori 12, tot 60. Da. Deci de aceea e foarte important această șmecherie care înseamnă scoaterea în factor comun, pentru că noi l-am descoperit pe 5 care era comun tuturor termenilor respectivi la adunare sau scădere, da? Și l-am dat pe 5 în față și pe urmă ce-o mai rămas, am pus din fiecare ce-o rămas. Din primul rămas 9, în al doilea 4, în al treilea 7 și regăsiți-o a fost foarte clar. Acest lucru merită foarte tare. Și eu ți-aș propune să șterg. Bună seara din nou. Acum, oare bucata aceea care a fost înainte să continuă înregistrarea în aceeași linie sau s-a pierdut? Nu, no, s-a pierdut. Sunt două bucăți acum. S-a pierdut? Nu, cred că e un fișier care a rămas de sine stătător și mai bine noi am terminat de discutat. Și acum continuăm cu fișierul acesta, care poate fi legat de el. Da, da. Da? Acum am înregistrez, nu? Da, acum am înregistrat, gata, am pornit-o. M-auziți? Da. Am, gata, am pornit. E... Bun, hai. Hai să facem așa. Să ștergem tot ce ai lucrat tu acolo. Lasă numai titlul acela, ordine efectuării operațiilor, și în rest ștergem complet și facem un exercițiu în care să avem de toate. Am să-ți dau eu un exercițiu și pe care o să-l facem. Chiar dacă avem paranteze, noi și în paranteză s-ar putea să avem nevoie să facem, să respectăm ordinea efectorii operațiilor, nu? Să fie important asta, să știm de ce trebuie să facem mulțirile și împărțirile pe urma adunării și scăderile. Am văzut asta. Să zicem, uite, așa. Să spunem 45 împărțit la 9 și împărțit la 5, așa, plus 4, plus 4, tot într-o paranteză, de până acum toată asta într-o paranteză, minus 3, minus 3, tot într-o paranteză dreaptă, împărțit la 2, deci paranteza asta împărțit la 2, plus 8, așa, și toată asta într-o paranteză acoladă, de la început,
Așa. Împărțit la 3. Deci toată paranteza asta împărțit la 3 plus 2. Oh. Egal. Mă apuc? Da? Păi, aș zice să începem să facem cea de aici, paranteza rotundă. Da. Și după ce rezolvăm, nu cred că mai e nevoie de paranteză coladă și de cea pătrată. Da, așa este. Dar noi le păstrăm așa. Ok. Dreaptă și acolo, că nu e nicio mare tragedie, ca să nu-ți mai bați tu capul cu asta. Atunci o să încep și o să fac în ordine și am 45 împărțit la 9 care dă 5. Stați că mi-a apărut ceva aici pe ecran. Gata, am dat aici. Așa. Deci 45 împărțit la 9, 5 împărțit la 5, 1 plus 4, 5. Da, 5. Deci 5 este paranteza aceea rotundă. Deci 5 minus 3 Da. împărțit la 2. Păi, dar trebuie să o pui într-o paranteză. 5 minus 3. Așa, eu de ce am spus, ne-am să lași parantezele de cele drepte, așa. Plus 8. Dacă nu mai pui nicio paranteză, ai stricat egheșițiu. Așa. Așa, Deci, gata. după 8, ai pus 5 minus 3, ai pus într-o paranteză rotundă, adică fosta aceea dreaptă, devine rotundă și pe mine mă obosește chestia asta. Eu nu fac așa cu copiii, am învățat ca să nu se transformă cea dreaptă, rotunda în dreaptă și dreapta, acolada în dreaptă și nu știu ce. Dar lasă așa, că tot atâta consumi. Da? Dar tu, dacă ai făcut așa, e foarte corect. Cum ai făcut, e bine. Egal mai departe cu... Egal cu 2 de aici, împărțit la 2 plus 8, Da. împărțit la 3 plus 2. Nu-i bine, nu-i bine. Uiți parantezele. Păi acum pune. Nu le pui după aceea. Deci paranteze se pun când ai ajuns de încheiat, că altfel e greșit. Așa. Nu. A fost de la început paranteza dreaptă. Deci vezi, de aceea tu aici greșești, dar dacă o să mă asculți pe mine, o să fie foarte bine. Deci, când începe egheșițiul egal, lași așa parantezele care sunt cum sunt. Dar cum a fost mai înainte acoladă și pe urmă dreaptă, așa cum a fost așa, și rotunda a dispărut, nu mai este. Dar lasă-o dreaptă și închide-o când e dreapta și deschide-o când e dreapta și la fel și o acoladă. Că altfel tu, acum, punându-le parantezele după aceea, le pui fără să mai știi de unde și ce și cum și scrie. Reluăm de la început. Deci egheșițiul acela care a fost scris de pe prima linie. Avea paranteza acoladă, dreaptă, rotundă, 45 împărțit la 9, împărțit la 5 plus 4, rotundă închisă, minus 3, dreapta închisă. Da? Asta am vrut să spun. Că Acum mi-a dat și... nepunându-le de la început și le pui mai târziu, le poți pune pe oriunde, fără să mai ții cont. Și acum, tu ai făcut paranteza toată rotunda. Și paranteza rotundă a fost 1 și cu 5, 1 și cu 4, 5, minus 3. Și acum așa a fost pusă, era paranteză dreaptă, ia las-o tu dreaptă așa să vezi ce frumos merge egheșițiul. Deci în loc de 5 minus 3 pus în rotundă, las-o dreaptă cum era ea înainte, ca să nu mai greșești. Da? Dreaptă. Că nu e o greșeală asta dacă e lăsată așa. Dreaptă și după 3 pune dreaptă, da? Închide paranteza dreaptă după 3. Frumos că aici dă 2 și o transformă în rotundă. E,
tot așa te-ai dus pe culoarul tău, în sfârșit. Nu ne mai certăm, că nu. Dar 5 minus 3 pune în paranteză, cum era acolo, 5 minus 3 era așa, 5 minus 3 rotunde și cealaltă dreaptă, perfect, perfect, acum da. Și egal mai departe cu... Așa, și acum rezolv paranteza asta, 2 împărțit la 2, 1 plus 8, 9, împărțit la 3, plus 2, egal cu... Păi și încep și zic 9 împărțit la 3, 3, așa, plus 2, 5. Deci rezultatul corect este 5 la acest exercițiu. Da. Știi tu că noi spuneam așa, pune egal sus ca rezultat al exercițiului, câte ți-o dat ție 5, pune la egal în dreapta acolo. Egal 5. Și acum șterge tot ce ai lucrat, tot ce ai lucrat în rezolvarea exercițiului, că știi rezultatul, șterge ce ai scris de desubt. Și să le spunem prietenilor noștri că în clipa asta ești dispusă să compui un exercițiu în care o cifră de acolo să o înlocuiești cu un X sau cu un A, cu un X de regulă. Și spui să se afle X știind că și dai exercițiu. Am mai făcut asta, ne-am pus în locul creatorilor exercițiilor. Da, deci acum când ne propunem, după ce am făcut calculul corect, știm rezultatul și compunem exerciții în care una din cifre o ștergem și spune să se rezolve exercițiul. Ia scrim, să se rezolve exercițiul. Vreau să nu știm pe 5. Așa, bun. Plus 4. Minus 3 împărțit la 2, plus 8 acolo, împărțit la 3, plus 2 egal 5. Acesta este un exercițiu pe care, așa, nu? Vi l-am propus, dragilor, le spunem prietenilor noștri, și voi rezolvați acest exercițiu, o să rezolvăm și noi în data acum, și ce A trebuie să ne dea? Deci spune A trebuie să dea exact cât l-ai înlocuit, cu cât l-ai înlocuit tu. Deci A egal cu cât, spunem acolo în dreapta, A egal cu 5 trebuie să dea rezultatul, da? Da. Ia să vedem dacă ne dă. Să ne închipuim că prietenii noștri și cu toți, noi am făcut exercițiul ăsta, l-am compus la vedere. Dar să ne închipuim că ei nu știu exercițiul acesta și noi spunem așa, să se rezolvă, să se afle din relația asta. Da, acum, putem să facem, am mai făcut o dată așa și să-l luăm cu A, nu, să-l luăm cu B. Mă mai auziți? Da, te aud, te las pe tine, cu inițiativa ta. Cred că... Da, eu aștept să rezolvi. Așa cum gândești tu, că știi bine la unde trebuie să ajungem, că doar noi l-am compus. Păi, să fie... De fapt, nu știu dacă e corect. Nu știu, chiar nu sunt sigură. Dar da, dacă... ai un pic de emoție, așa-i? Da, și sunt nesigură. Bun. Dacă ai un pic de emoție, ce trebuie să faci? Doamne ajută-mă, în gândul tău măcar spui acolo. Și să fac așa exercițiul ăsta, să văd. Dacă notez până aici, mă mai descurc. Eu să continui, nu mă descurc. Că depinde exercițiul, depinde de acesta sau B, cum l-ai notat tu. E foarte dificil. De aceea, până unde să notez toată bucata? Până unde să o notez tu cu un B? Până aici? Eu cred că chiar mai mult. Că nu până acolo. Așa, că 2 și cu 5 ori te descurci. Sigur că da. Deci... Gata, mi-am adus aminte ce să fac. Mi-am adus aminte. Așa. O clipă în care am uitat. Da. Deci, mi-am adus aminte că am mai făcut o dată. Deci, practic am... Unde-i mai? Așa. Deci,
am toată bucata până la 3 și la Așa, până acolo. Cu B, ca să da. Am B plus 2 egal 5. Așa. Nu? De acolo B egal cu? B egal cu 3. Scrie, B egal, rezultă în dreptul ei, ca să nu pierzi, să nu pierzi mult spațiu. Deci rezultă B egal cu 3. B egal cu 3. Nu rezultă, pune săgeată, nu egal, egal. Acolo, așa. B egal cu 3. Și acum de sus, tot B-ul acela care l-ai notat, egal cu 3 acum. E mutat, e greșit, un. Paranteza coladă, începe. Tot B-ul. Deci toată bucata aceea, care e notată cu B, o scrie acum. Paranteza coladă, paranteză. 45 împărțit la 9 împărțit la A plus 4 minus 3 împărțit la 2 plus 8 egal cu? Împărțit la 5. Așa, e împărțit la 3 foarte bine, că tu e clar. Egal 5 și acum notez atât. Așa, bucata asta la altă, așa cum ai spus-o. Așa, și-o notez cu C. Da. Și e greșit ce devine. Împărțit la 3 egal 5. Corect. Și acum fac cu continuare și scriu aici. Deci, ce e egal cu 5? 2 egal cu 15. Ce e egal cu 15, cum ai spus. Și acum scrii cine e ce? Toată bucata aceea. Scrii, o copii din nou. 45 împărțit la 9 împărțit la A plus 4 minus 3 împărțit la 2 plus 8 și scap de acolo. Și ca să pot să rezolv în continuare și atunci notez atât egal 5. Și notez egal cu 15, 15 te rog. La 15. Așa. Și acum ăsta ce e D? D. Uite că ai uitat să deschizi o paranteză. Acolo? La 45 acolo pune o paranteză deschisă rotundă. Așa. Așa. E, nu. Ai închis, nu avea deschisă. D plus 8, hai, D plus 8 egal cu 15. D plus 8 egal cu 15 și scriu așa. Așa. D. Așa. Păi și D este egal cu 7. Corect. Și acum scriu bucățica asta D. 45 împărțit la 9 împărțit la A plus 4 minus 3 împărțit la 2 egal 7. Da. Notez partea asta cu E. E este egal cu... Nu. Corect. E plus... Împărțit la 2 egal cu 7. Așa. Și atunci scriu că este egal e este egal cu a, da. Cu 14. Și atunci o să scriu din nou partea asta din nou. Da. Împărțit la 9, împărțit la A plus 4, minus 3, Nu se mai vede, un pic mai sus. Opa! Așa. Egal cu 14. Să scot din priză ce... Păi nu mai este împărțit la 2, că ai făcut asta.
Știi că tu ai, e egal am făcut, cu 14, da. Dar ei era numai până la parant. Așa. Și nu mai este corect. Ca să poți să rezolvi, egal cu 14 de data asta. Bun. Și acum notez partea asta cu, cu F. Da. Cred că F, da. Și F împărțit cu minus 3 egal cu 14. Și atunci F este 20. Nu, 17, pune 17. Deci F egal cu 17. Egal cu 17. Așa, și atunci bucata asta F o scriu din nou și scap de paranteza rotundă și scriu 45, se mai vede, da. Da. 45 împărțit la 9, aură, ce-am spus? La 9 împărțit la A plus 4 egal 14, 17. 17, da. Și acum notez din nou. Așa. Cu G. Da. Da, seamănă cu nou, cu G. Și scriu aici că numai G, da, este, G este egal cu, adică nu, G plus 4 este 17, din care rezultă că G, G este egal cu 13. Da. Și atunci scriu din nou partea asta. Da. 45 împărțit la 9 împărțit la A egal 17. Da. Cum aș putea să fac... acum fac cam așa, stați puțin. Așa. Acum fac așa. Că am aflat asta. Acum am 45 împărțit la 9 împărțit la A egal 17, din care fac așa, 45 împărțit la 9, 5 împărțit la A egal 17 și să-l aflu pe A. Și atunci A este 17 la stați. Stai, că am greșit undeva. Ce făceam aici, că nu se poate? Păi da, dar am greșit undeva noi, bănuiesc pe drum. Unde o fi greșit? Hai să ne întoarcem înapoi, că știi că A trebuia să ne dea 5, parcă, nu? Da. Adică, în loc de 17 trebuia să obținem 1, că 5 împărțit la 5 face 1. Așa încât reluăm egășițiul de la bun început, să trecem acum de sus începând, de la momentul în care am notat cu B. Hai să vedem, poate am greșit undeva, poate l-am copiat greșit. Deci haideți să o luăm de la început. Deci, avem... Da, neapărat. Am notat cu B până aici. Am, da, scris B plus 2 egal 5. B e 3. E corect, că 3 dă 5. E bine aici. A scris din nou. Adică pe B acela l-ai scris, da, din nou. Da, da. B egal cu cât? Și a scăpat de 2 și l-a notat cu C. Și C împărțit la 3. O secundă, că aici e greșeala. Pe B, până unde a fost B-ul? Până l-am împărțit la 3, da? Da. Dar nu e egal cu 5 acolo. Trebuia să fie egal cu 3. Că ai copiat 5-ul de sus. Mai reluăm încă o dată. Hai. Asta era. Ei, gata, am găsit greșelul. Și atunci... Mai notat chestia aceea cu ce, da. Aici am 3 și atunci ce... Ce e 9 și atunci aici dă 9. Da. Aici dă 9 și atunci aici dă 9. Da.
9 și atunci 2 e 1. Bun. Și atunci așa egal cu 1. Da. Din nou, împărți, aici e 1. Da. Așa acum e numai 14. Așa. Stați puțin. Aba nu, aici am greșit. Era Eu cât este? Cine împărți la 2 face 1? dar Eu stați e 2 ori 1. am greșit. Acolo, acolo. Ești degetul mai jos, mai jos un pic. Știu, Mai dar jos. D-ul este bine, cred că. D-ul este bine, că e 9 minus 8. Ai făcut bine. altul. Ai, acum e. A, aici ai 2, deci. Da. Și aici s-a schimbat. Aici ai 2. Bine. Așa, F minus 3 egal 2 aici. Da. Și F nu mai e 17. Așa. Și atunci am ai F e 5. Și ai de 5. Și aici tot 5. Și aici tot 5. Și aici tot 5 și atunci ha. 5A e egal cu... Dar de ce 5 acolo? Cred că 1 trebuia să fie. Dar tot n-a ieșit unul. Păi 1, că 49 împărțit... Acolo e 45 împărțit la 9 împărțit la A plus 4 e egal cu 5, nu? Da. Și de atunci e egal cu 5 minus 4 face 1. Uite, ai 45. Ultima relație. Ultima relație pe rândul ăsta din stânga. Ultima. Acolo. 45 împărțit la 9 împărțit la A egal cu aceea cu 4 plus 5. Când ai făcut calculul, e 1 acolo de sub. De desubt. Aici e 1. 1 acolo. E 5 minus 4. A, păi atunci aici e 1. Da? Și aici de A e egal cu 5. A egal cu 5. Încadrează și iată că am făcut exercițiul corect. E, hai să recunoaștem că un singur moment de neatenție strică exercițiul. Noi știam rezultatul. Dar dacă noi am fi știut rezultatul că a trebuit să-ți dea 5, intram în panică, vezi? A trebuit Și... să dea una, ne dădea un alt număr și noi nu știam dacă e corect și, sau nu, așa că înlocuiam, îl puneam aici și vedeam că. A, deci îți dădea una și te verificai, spui tu, nu? Te verificai și dacă constatai că nu merge, era clar un semn că undeva ai greșit. Dar hai să recunoaștem un lucru, că trebuie să ai foarte clar în minte etapele acestea. Adică când necunoscut ai tocmai în interiorul parantezelor, exercițiul devine greoi, adică devine dificil. Dacă au era mai prin afară, adică dacă ar fi fost în loc de 2 sau în loc de 3 la sfârșit, împărțit la 3 în loc de 3 puneai A, tu puteai face calculul ăla până acolo. Adică parantezele acolo, adă și dreaptă pe acolo se puteau face. În concluzie, autorul, când propune exercițiu, el caută să ascundă necunoscuta cât mai sus, cât mai în interiorul parantezelor, ca să nu-ți vină ușor la descoperire. Că în condițiile în care tu... Hai să facem un alt exercițiu. Acum, prietenii noștri au văzut. Lăsăm exercițiul acela compus, în care e pus pe A egal cu 5, șterge de desubt complet rezolvarea și să compunem un alt exercițiu în care... Așa, șterge de desubt acolo. Să compunem un alt exercițiu în care să... A, mai, o observație.
puteai să faci 45 împărți la 9. Ci tot am cărat noi după noi în fiecare 45 împărți la 9, 45 împărți la 9. Păi nu știam că face 5, ce rost avea. De Egeșisul trebuia să lucreze cu 5 împărți la A plus 4. Nu scrim 45 împărți la 9 împărți la A. Tot ce se poate face, se face, da? Așa. Deci, prietenilor noștri, să le compunem acum un egeșițiu în care să înlocuim... Nu, da, deși l-ai șterge, nu-l șterge pe ăla, nu mi-l șterge. Că ăsta este egeșițiu pe care l-am lucrat și în care acum noi îl folosim de bază și înlocuim o altă cifră cu un alt număr cu A. Unde ai vrea tu să-l pui pe A? Imediat, stați mai de o dată și vă spun. Da, aștept. Păi A aș vrea să fie 45. Ah, foarte tare, foarte tare. Acolo l-ai făcut cât se poate de dificil. Deci în loc de A să pui acolo. Ia să vedem. Mai ia pe aici și nu o să scrie. Așa. A. Da. Împărțit la 9. Da. La 5 plus 4 minus 3 împărțit la 2 plus 8 împărțit la 3 plus 2 este egal cu 5. Corect. Dar știi ce ai făcut acum? Adică dacă eu ți-am făcut observația de ce în exercițiul anterior ai plecat, deși n-am făcut 45 împărțit la 9, tu ai răspuns acum. Dacă pun pe A egal cu 45, mai pot eu face ceva? Nu. Gata, exercițiul a devenit așa, trebuie copiat, bucat, de bucat. E foarte tare că ai propus așa, ca să nu mai ai nimic de făcut. În clipa asta n-ai nicio șansă să te faci ceva în exercițiu. Te rog. Păi aș începe cum am făcut și ce... Da, corect. Am să încep să notez, că altceva n-am ce spun. Și notez partea asta. Așa. Cu B. Da. Și B este 3, dar nu o să mai scriu că mi-ocupă spațiu. Bun. Deci rezultă, spune, B egal cu 3. Rezultă B egal cu 3. Doar atât scriu. B egal cu 3. Auzi, dar nu e mult de scris. Scrii B plus 2 ca să vadă prietenii noștri că noi nu din așa B plus 2 egal cu 5. Rezultă B egal cu 3. Perfect. Da. Și de desubt. B egal cu 3. Acum scriem B-ul ăsta din nou. Da, scăpăm de el. Nu. Lasă așa, lasă că imediat o să-ți dai seama de ce spun tot eu, tot insist acum. Lasă așa pur și simplu. Așa. Să vadă și prietenii noștri cum tot B-ul acela așa egal cu egal cu 3. Bun. Și acum cât de frumos îți vine toată acolada aceea, corect, vezi? De asta e motivul. Nu te strădui să înlocuiești parantezele, că pierzi timp. Aceea notez cu un C. Cu C. Și atunci C împărțit la 3 egal cu 3. Deci rezultă de aici că 3, că C este că 9. Așa. Și atunci notez C-ul din nou. Și acum poți să scapi de acolo. Da. Că dacă aș fi lăsat acolo, dar n-aș fi putut să le iau pe 8. Perfect. Și atunci scriu din nou A împărțit la 9, împărțit la 5, plus 4, minus 3, împărțit la 2, plus 8, plus 8, egal cu 9. Corect. Notez până la 8. Da. Cu D. Și D plus 8 este 9, din care rezultă clar că D e 1. Corect. Și scriu din nou D
Și de data o las așa. A împărțit la 9, împărțit la 5, plus 4, plus 3, împărțit la 2, egal cu 1. De data asta. Așa. Și atunci notez partea asta cu E. Și atunci E este egal, nu, E împărțit la 2 este 1. Da. Și atunci scriu că este așa, că că E este egal cu 2. Și atunci scriu din nou E-ul. De data asta scap de paranteza pătrată. Da. A împărțit la 9, împărțit la 5, 4, minus 3, împărțit la 2, adică nu la atât, egal cu 2. Notez atât, cu F. De fapt, îl pun aici. Și atunci F minus 3 egal cu 2, în care rezultă că F e 5. Și scriu din nou F. Se mai vede? Da. Scriu din nou F. De, scap de A împărțit la 9, împărțit la 5, plus 4, atât, egal cu 5. Și acum notez atât cu G. Atunci G este egal cu plus 4, G plus 4 egal cu 5, din care rezultă că G egal este egal cu 1. Și scriem din nou și avem A împărțit la 9 împărțit la 5 este egal cu 1. Așa. Și cum notez din nou? Acum să văd ce îți vine în minte. Nu îmi vine nimic în minte, dar îmi vine să fac așa. Așa. Și să fac asta, îmi vine să notez. Cu H. Da. Și mie așa în minte să fac H împărțit la 5 egal cu unul din care știu eu că H e 5. Corect. Acum pot să scriu A împărțit la 9 egal cu 5 și o să scriu, se mai vede, și o să scriu că A este egal cu 9 ori 5, deci A este egal cu 45. Da. Sigur că mi-ai mers perfect exercițiu. Și chiar mă bucur foarte tare că ai gândit atent în exercițiu. Doar că eu aș fi folosit și partea dreaptă. Adică ai trebuit să te îngrămădești ca să poți să duci exercițiu și s-a rămas golul acela în dreapta. La redactare, pe caiete, pe foaia de lucru, să ai grijă să tot spui echivalent, echivalent. Adică să ocupi toată pagina. Nu să lași așa spațiu și iată, tu ai mers numai pe partea stângă, nu? Până când ai epuizat exercițiul și lăsând în partea asta gol. Asta ca, să spunem, formă de redactare așa care să placă. Echivalent înseamnă că te poți duce în continuare pe linia respectivă. Relația a devenit echivalentă. Într-o alta mai ușoară, mai simplă. Da. Deci prietenilor noștri le spunem așa, că acesta a fost mai dificil decât celălalt. Dacă tu ai fi pus litera undeva mai spre exterior, nu băgată chiar în interiorul parantezilor, exercițiul ar fi mers mai ușor pentru că tu ai fi putut să faci 4, 5 împărțit la 9, împărțit la 5 plus 4, minus 3, împărțit la 2 și aici să spunem că în loc de 8-ul acela puneai A. Da? Din 8-ul de la sfârșitul acoladei, da, paranteza acoladă. Când s-o închizi, în loc de 8, pui A. Și acolo devine un exercițiu mai ușor, mult mai ușor.
pe care îl putem rezolva, pentru că tu te duci până la bucata aceea, până la împărțirea la 2, o poți face și pe urmă vine plus 8. Rezultatul de acolo plus în loc de 8 plus A. Și atunci șterge și hai să facem să le arătăm că nu povești, spunem noi, noi spunem lucruri concrete. Hai să ștergem ce ai lucrat și să propunem un alt exercițiu de dedesubt în care să-l înlocuim pe 8-ul ăla de la închiderea paranteze cu A. Acolo, pe care, pe unde se locuiește? Pe cine am spus să locuiești cu A? Patru și cinci, împărțit la 9, împărțit la 5, plus 4. 3, închidem paranteza dreaptă. Plus A. A, B. B, foarte bine. B. Nu e importantă litera. Așa. Și acum ce le vei spune prietenilor noștri? Tot ce pot face până în tot exercițiul ăsta, tot ce pot face, fac, lucrez. Și acum încep să spui. Ce poți face? Ce lucrare poți să faci? Uitați ce pot să fac. Pot să fac să scriu așa și să rezolv paranteza rotundă. Păi și fă-o. O și faci. Da, și de 5 părți la 5 euro plus 4, 5 minus. Nu, nu-mi place, ți-am spus ce faci. Nu pui parantezele și până le pui la sfârșitul. Da, Nu-i cum? bine. Ce ai spus acolo? 5 minus 3, da? Da. Da, de acord. Împărțit la 2 Da. plus B Așa. Da. Bine. la 3 plus 2 egal 5. Bun. Mai poți face calcule. Da, și rezolva. Și aș face aici 2 împărțit la 2 împărțit la 2, știi cât face? Poți să spui deodată. atunci 1 plus B Da. împărțit la 3 plus 2 egal cu 5. Dar unii pui parantezele. Nu? E văzut că ai renunțat la paranteză și aici e greșeala. Ei, vezi, tu le pui după aceea și de aici noi nu ne mai putem înțelege, pentru că eu tot insist să încep cu paranteza și să fi început cu paranteza așa cum este ea, dreaptă, dreaptă, lasă-o acolo, dreaptă. Deci paranteză dreaptă, că 5 minus 3 au făcut 2, 2 împărțit la 2 face 1, 1 plus B, paranteza dreaptă și o închizi după B, paranteză dreaptă, că ai deschis-o. Dar dacă le pui la sfârșit, nu mai știi unde să închizi și unde să deschizi. Nici n-ai deschis-o și de aceea ți este greu. Și a schimb exercițiul complet. Deci, aici e un scris de dedesubt. Hai să începi așa cu paranteză dreaptă. În loc de rotundă, începi cu paranteză dreaptă. Te rog frumos. Așa, paranteză dreaptă. 1 plus B, închide paranteza dreaptă, că așa era sus. Așa. Împărțit la 3 plus 2. Vezi, asta e secretul mare ca să nu greșești. Deci eu spun asta pentru că din experiența care o am, și eu am greșit de-a lungul timpului. Și atunci, ca să nu mai greșesc, am găsit chestia asta. Și nu are importanță că e dreaptă. Nu e nimic. Acum poți să-ți vezi,
foarte clar că nu, nemai existând nicio altă paranteză rotundă, o poți transforma pe asta în rotundă. Dar dacă o lași dreaptă sau acoladă, nu-i deloc grav. Nimeni nu te poate sancționa. Absolut niciodată. Și acum, ce mai poți face aici? Ia să vedem. Pot să fac 1 plus B împărțit la... Da. Împărțit la 5 egal cu 5. De ce la 5? De ce la 5? Păi 3 plus 2. Ah, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Păi poți să faci 3 plus 2? Bine, să faci împărțirea întâi. Ai văzut? Ai văzut? Asta e altceva. Altceva, sigur că da. Sigur că da. Deci A plus 2 egal cu 5. Și de acolo A egal cu? A egal cu 3. Da. 1 plus B împărțit la 3 egal cu 3. Așa. 1 plus B în paranteză. Așa. Lasă paranteza la 1 plus B. Așa. Și acum ești obligată ca pe 1 plus B să-l notezi cu un... Notez cu ce? O să fac C împărțit la 3 egal cu 3, din care rezultă că C egal cu 1. Și atunci... Cum să fie C egal cu 1, nu? Egal cu 9. 9. Așa, și 1 plus B egal cu 9. Da. Nu mai are rost paranteza acum. Acolo chiar nu mai are rost. Deci 1 plus B pur. B e... Păi stați. B e 8. B egal cu 8. Terminat exercițiu. Hai să vedem ce am învățat din asta. Spune tu ce ai greșit și spui altă dată nu mai fac. Sublinează unde a fost greșeala pe care nu o mai faci niciodată. Când n-am pus parantezele. Odată ne punând paranteze schimbe greșițul și încă ceva. Chiar dacă ai pus paranteze, ai avut un moment când ai strecurat o greșeală de am făcut o scandal. Că am făcut 3 plus 2 și nu se... O sublinează acolo foarte tare. Cadrează ca să nu mai facem niciodată greșeala asta. Deci nu poți să greși pe 3 plus 2, că n-ai cum. 3 are obligația lui de a fi mulțit cu 1 plus B. Ăla e necunoscut. Nu. Atunci, acolo să nu mai așa. Alesia, fii atentă. Scrie așa în dreptul. Alesia, fii atentă. Dar eu nu m-am adresat numai ție. Să înțelege că oricare vede exercițiul nostru știe clar că nu mai faci nici ele greșeală. Oricine va vedea filmulețul. Deci înțelege că trebuie să fim foarte atenți la ordinea efectuării operațiilor. Întâi înmulțirile și împărțirile. Și urma numele scăderile. Cum tu nu poți face înmulțirea aceea, atenție multă, nu mai greșim. Suntem ușor, ușor, cât se poate de aproape. Deci aici înseamnă siguranța în efectuarea exercițiilor, în care avem tot felul de operații, tot felul de operații și un număr de acolo, un număr de acela devine o cifră, nu? Și un număr de acela devine o necunoscută. Și dintr-un astfel de exercițiu poți să faci, nu odată lucrat, poți să faci câte exerciții vrei tu, poți să compui. Hai să mai vedem încă o dată care a fost șmecheria. Eu cum crezi că l-am gândit? Am zis așa, măi, am luat un număr, 4 și 5, împărți la 9, mi-a dat 5 în mintea mea. 5 împărți la 5 face 1, 1 și cu 4 fac 5. Pe urmă am scăzut un 3, 5 scăzut, 3 făcut 2, 2 împărți la 2 făcut 1, 1 și cu 8
9. 9 s-a împărțit exact la 3. 3. 3 și cu 2 egal cu 5. Deci eu am făcut în mintea mea exact calculul acela. Cât tu scriai, eu făceam calculul. După care, îndată ce am știut rezultatul, urmează ca într-un astfel de exercițiu să înlocuim pe rând, fiecare, compunem exerciții de fapt, înlocuind câte un număr din exercițiul acela, din desfășurarea lui, din felul care l-am compus, cu o necunoscută. Nu cu două, nu, o singură necunoscută. Și cu cât necunoscută ai mai în interior, nu? Mai în interior, cu atât mai interesant devine exercițiul. Da? Mă auziți? Da, te aud. Tu mă auzi? Alesia, mă auzi? Acum mi-a apărut net slab și nu vă mai auzeam. Aha. Ce putem să remarcăm? Ce lucruri interesante am găsit noi astăzi, dacă stăm și ne gândim ca o sinteză a orei? Ce lucruri putem fixa? Ce lucruri trebuie să ne rămână din lecția de astăzi? Dacă ai fi avut acum pe caietel, ce ai fi făcut? Te-ai fi uitat pe paginile din urmă, nu? Pe foițile tale. Dar noi acum hai să ne amintim că noi am început lecția cu un exercițiu propus de tine, nu? Cu niște înmulțiri. Mai ții minte? Am început lecția cu un exercițiu în care am avut asociativitate și am învățat o șmecherie. Așa. Am învățat din exercițiul acela plecând. Am înțeles că e proprietatea aceea, le poți asocia când ai de mulțim mai multe numere, le poți asocia cum îți vine ție cel mai bine și mărești ritmul. Apoi am mai descoperit, Apoi am avut poftim. niște efecte, mai întâi mulțirile și împărțirile, și am avut un exemplu și am înțeles. Da. Apoi, parantezele strică ordinea efectuării operațiilor și am avut un exercițiu. Da. Apoi, am avut ordinea efectuării operațiilor, exercițiu de dinainte, fără niciuna. Apoi am înlocuit și l-am pus pe 5 ca A. Și am rezolvat, apoi l-am pus pe 8, uitați ca B. Da. Deci, pur și simplu am învățat cum se compune exercițiile, nu? În final, în ultimul exercițiu făcut, am descoperit cum se compune exercițiile acestea dificile. Cum anume să fac calculele și se înlocuiește unul din, nu, un număr cu o necunoscută și urmează după aceea să le facem. Deci niște lucruri deosebit de interesante am descoperit. Dacă tu mai ai ceva să mă întrebi din exercițiile cele care le-ai avut ca temă, să mai îmi pui vreo întrebare, te rog să o pui, că răspundem și la aceasta. Nu mai ai, da. La clasă, să vezi dacă mai ai ceva care să... Mă uit în tema de data trecută. Da. Păi, din moment ce am făcut toată tema, am știut-o și am înțeles. Deci am început cu suma Gauss, după aia niște exerciții. Ce am făcut azi? Azi am avut 2 ore de matematică. Ai avut 2 ore, da? Și am început cu asta. De aici, de la dată, în jos. Așa. D plus B, o secundă. A echivalent cu B, A minus B egal cu diferența, sau A egal cu B plus D. B egal cu A minus D. Alesia, am să te întreb ceva.
când vezi literele astea scrise pe tablă, care e reacția ta în sufletul tău? Ce se întâmplă? Îmi vine rău. N-ai un sentiment trist așa în sufletul tău că copii niște lucruri, dar nu sunt clare. Uitați pagina asta. Speciale. Împărțit la face 1, A împărțit la 1 face A, 0 ori A, 0 împărțit la A face 0, A împărțit la A, A împărțit la A face tot A, nu. Ai greșit, ai. A împărțit la A egal cu ce? Câtul, da? No, nu-mi place felul în care... oftez din adâncul sufletului meu. Nu-mi place deloc cum... Sunt doar niște lucruri pe care... O, ce greu este, ce greu este. Doamne, 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 Doamne. Of, of, of și încă o dată, of. Of. Alesia, păi debutul la o astfel de lecție, uite ce cred eu. Debutul, adică începerea unei astfel de lecții cu scrierea unor simboluri acolo pe care nu le înțelegi deloc. Deloc, 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 deloc. Nu-ți face decât să te întorci înapoi la nivelul la care te aflai, acela de panică, de stres, de nemulțumire, că ce, iar e aceeași matematică. Și așa sunt toți copiii de peste tot. Când stau și mă gândesc cum anume, oricât s-ar strădui cineva să te aducă să înțelegi ceva, noi ne străduim aici să luăm să înțelegem niște lucruri, când deodată te duci la clasă, totul este prezentat ca în varianta de până acum. Nu e deloc corect așa. Chiar trist, chiar trist așa că se întâmplă treaba asta. Practic, din tot ce s-a prezentat astăzi în 2 ore, tu te-ai ales cu efortul acesta de a fi foarte atentă să copii de pe tablă relațiile acelea. Și fiind foarte atentă să nu greșești ceva, plus sau minus pe acolo, să fie o chestie de asta. Dar încolo nu a fost deloc eficiente orele. Nu a fost deloc eficiente orele acelea. Nu eficiente. Ți-au strecurat doar panică în suflet. Și așa, vezi, aceeași matematică e prezentată atât de prost, atât de grav, atât de urât, atât de te întreb de ce fug copiii de matematică. Fug pentru că nu înțeleg nimic. Ei nu înțeleg nimic acolo când stau la clasă. Ei doar acoperit timpul acolo cu relațiile acelea. Dar dacă s-ar fi luat acolo cu niște exemple, cum am încercat noi, cum ne-am dus acolo, cum în filmuleț o să vezi cum te-ai bucurat tu când ai sesizat proprietatea aceea că poți să scoți pe 3 peste tot și că poți să ajungi la rezultat și să faci. Vezi? Foarte simplu, dar ce să facem? Facem decât să ne căjim. Vorba ta. Ce să vă arăt eu de la clasă? Că acum, tu nu mi-ai spus, dar acum eu am tradus, am interpretat. Ce să-mi arăți tu de la clasă? Ce nu ți-a fost clar? Că totul e neclar. Nici mie nu. Eu n-aș fi stat la o oră de ce. Deci la o oră de aceea nu aș fi stat la clasă. Mă duceam, făceam orice. Da, și greu. Dar unde să te duci? Nu vorba ta. Unde, pe timpul ăsta de pandemie, unde să te duci? Dar acasă ai stat astăzi? Și cum, stai să înțeleg și eu, scrii la tablă. Am avut ore de la toată ziua, n-am avut unde să plec.
Și voi stați la calculator în fața. Hai să înțeleg și eu cum se face o oră de asta. El e la tablă, profesor, nu? Dar cum? Nu știu cum să vă explic ca să înțelegeți, dar pe înțelesul meu dă share screen, adică cum am dat eu să vedeți comentariile și cum Da. am, știți că am dat să fac comentariile, așa a intrat el într-un document și el scria acolo și noi copiam de acolo. Ah, Toate ai. orele, la toate orele e așa și Vai, 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 ăsta vai, vai. ne dă document și scriem o grămadă și la istorie la fel ne dă să scriem. Uitați cum se face să vadă. Hai că nu, eu n-am știut cam care este varianta. Varianta e pierdere de timp. Hai de ia școală în pandemie. Hai de ia școală online. Uitați că nu știu. E mai greu de pe laptopul ăsta că nu... Da, Ăsta... eu aș înțelege dacă tu mi-ai dat o secvență. Nu vrei să-mi dai ceva care să... Stați, am o poză pe telefon, i-am făcut poze. Făcut o poză la matematică în timpul orei. E mai eficient să știi, faci poze decât... Te ascunzi așa. Fără să mă vadă. Da. Ai, ai, ai. Uitați la română. Nu, asta la diligență. La o oră, mă rog. Și pe colegii se văd acolo în stânga. Și pe ecran... Da, de ce nu făcusem? Pe ecranul mi-apare acolo și eu scriu de acolo. A, și cum se văd colegii, așa te văd și colegii pe tine când... A, și tu documentul acela de acolo scrii, nu? Da, asta la altceva, dar la matematică am făcut la un moment dat. Și mai scrie, și nu scrie de calculator, scrie cu, are o tabletă în fața lui, cu un creion. Și el scrie pe tabletă și noi vedem pe ecran. Și scrie de nu înțelegem. Asta e mai ok. Da, am înțeles Deci, acum. colegii în stânga și uitați ce scrie. Da. A ori 1 egal cu 1 ori A egal cu A. Da, și voi copiați asta. Și asta e ora online. Ai, dacă nimeni, bieții părinți, dacă nu reacționează, cu matematica asta nimic nu se va înțelege. Deci e 0, 0, 0, 0. 0. Deci dacă nu se iau niște măsuri, din păcate, cu nimic. Dacă va veni timpul să dați lucrări, să vă dea note, A, chiar cum... mâine zice doamna de istorie de un test și sunt curioasă ce vom face. Dar de fapt au dat când înainte să se închidă școala și să trecem numai online, eu am fost 2 săptămâni la școală și cei din online au dat test la română și ei scriau aici așa frumos și ne spunea să dăm așa să vadă doamna ca să nu copiem. Am înțeles. Da. E dramatic. Chiar dramatic tot ce se întâmplă. Dacă aș vrea să spun ceva, lecțiile acestea care le-am făcut noi sunt adevăratele lecții. De aici te alegi cu ceva, înțelegi ceva, poți să... inclusiv copiii care pot vedea de pe internet au cu totul altceva de văzut acolo, pentru că dar dacă ai sta, uite, Alesia, deci acesta trebuie să fie modelul. Să stai, să spunem, să fii prin televiziune și pe ecran la televiziune, cineva, în varianta în care eu vorbesc acum, în varianta asta să fie scris pe tablă, povestit, tu la tablă, discutat, uite, aici facem așa, discutat. E, atunci, tu, stând acasă, vezi acest lucru, lucrezi și tu odată cu
cu ce se întâmplă la televizor. De asemenea, înregistrezi lecția, că o poți înregistra. Nu? Și în final o ai și o mai vezi o dată și încă o dată cum sunt lecțiile astea înregistrate de noi. Deci, dacă nu se ajunge acolo, dacă nu se ajunge acolo, totul este doar o uzură. Voi copii, voi elevi acum care sunteți de la clasa 0 până la clasa 12, matematica în varianta asta, acum cum se prezintă, este 0, 0, 0. Deci fără nicio șansă de a putea să înțelegi ceva. Dacă eram pe celălalt laptop, vă arătam, chiar vă dădeam să vedeți. Oi, Alessia, Alessia, ce mare, mare problemă aveți voi, dragii de voi. Și stai și pierzi un timp și stai acolo îngrămădit în fața, pe un scaun, în fața tabletei și încerci să faci și te ridici de acolo la masă și spui, e, ce am făcut? Nimic. Ce am înțeles? Nimic. Ce e în sufletul tău? Care este reacția după o zi de asta de seara? Te trezești obosită, doar obosită și cu nimic care să-ți umple așa sufletul, să spui, uite că am găsit chestia asta ca o chestie, cu șmecherii, cum spun neam, nu, că asta mă interesează și ce bine ajung la același rezultat, pot să înțeleg mai bine, pot... E complicat. Am să mai stăm de vorbă să vedem ce idee găsim, pentru că în condițiile astea nu e decât o bătaie de joc totală. Dar să văd cine îndrăznește, așa Alesia, cine îndrăznește la unul să-i pune 8, la altul să-i pune 9, la altul să-i pune 5 ca note? Care este criteriul de departajare? După ce, care e modelul? Doamna de istorie, de exemplu, ne ascultă din lecția de ora care a trecut. Deci, cum se, la istorie, ora începe așa. Ne ascultă din lecția care am avut-o de învățat. Și ne dă, cum am spus eu, share screen. Ne dă să o scriem pe toate. E o mulțime. Să o scriem în caiet. Aproape termin caietul. Și după aia ne dă să o învățăm. La început ori ascultă 2-3 copii care vor. Oricum o să-i asculte pe toți. Și apoi spune dacă ai spus corect și ai învățat, zice, ai 10. Dacă nu, ai 9, ai 7, ai 8. Sau la un moment dat a întrebat-o pe o fată cam ce notă ți-ai da pentru ce ai spus. Și a Da. zis 7. Păi 7 zic și eu. Și cam așa. Și apoi ne dă lecția să o scriem pe caiet. Și Lecția vă dă într-un document acolo, nu? Și pe urmă voi o copiați. uitați că am pe telefon Google Meet. Da, deci mă duc la... Dacă nu știați cum, aici am toate materiile. Deci începe cu dezvoltare personală. Stai să-mi vedeți. Și mă duc la istorie. Stați că nu văd unde e istorie. Istorie. Și aici la... Stați că nu se... Aici la istorie mă duc la ultima lecție. Și aici la ultima lecție îmi pune câteva documente și eu dau pe documentele astea, așa, ca să mă uit în ele. După ce le deschid, așa, și după ce le deschid, aici mi-apare prezentare. Și eu scriu asta pe caiet, asta pe caiet, tot ce e aici, asta pe ca, a, astea pe caiet, Da. tot ce e aici și asta pe caiet. Da. Mai e un document. Asta pe caiet. Asta pe caiet. Și asta pe caiet. Și apoi ne ascultă. Stai o secundă, dar de ce le mai scrieți pe caiet? Ca să fie un antrenament la scris sau Nu ce care motiv? pot să le mai scriu dacă sunt acolo. Dacă sunt pe telefon, de ce n-ai învățat de pe telefon sau ce le-ai acolo să înveți lecția aceea și cu asta basta? Exact. Da.
Dacă așa vreau. Da. E complicat. Complicat, complicat și iar complicat. Ce să spun, Alesia? Sunt foarte curios, foarte curios să vedem ce poate să vă întrebi la matematică. Ce lucruri va putea el să întrebe și tu ce poți să înveți din formule, din relațiile cele acolo scrise acolo, a căror conținut tu nu ai înțeles deloc. Nu e nicio logică acolo. Abia eu dacă încerc să înțeleg cu literele cele scrise acolo. Și la un moment dat când scrie el litere acolo și la sfârșit zice, deci nu știu ce, nu știu ce, deci care e răspunsul? Și e tăcere în clasă, nimeni nu zice nimic. Și el ce, v-am pierdut? Și în gândul meu, de când a început ora m-ați pierdut? Da, așa este. Așa este. Păi, tu nu ești deloc prezent la oră. Cum să fii prezent acolo? Foarte tare. Da. Nici n-ați avut ce pierde, că eram pierdut la început, nu? În final. Da. Și da, apoi ce? Da. Și apoi ce? Nu? Nimeni? O luam de la început, mai explic o dată. Dar tot acel tânăr este profesorul care, da, fiindcă student este? Da? Tot el. Tot el, da? Da. Da. Ei. Și el postează aici pe aplicația pe care fac orele. Și el postează după ce facem ora, postează ce am făcut în oră și dacă vedeți, vă ia răul. Uitați, cine înțelege ceva de aici? Abia văd. Nici nu cred că se vede. Păi, eu nu se vede că-i... Păi, dar nici eu nu văd. Stați să dau pe altceva. Dar toate sunt așa mici. Toate sunt... Nu pot să cred că toate sunt așa. Sau mai dă, ne mai dă documente cu explicații. Da. Nu cred că se uită nimeni. Documente cu explicații. Așa n-am să înțeleg niciodată. Cum să fie document cu explicații aici? Ori explici și găsești modalitatea de a te... Na. Nu, exact. Document cu explicații. Așa e. Adunarea scădere Gauss. Ia să văd ce a făcut aici. Aole. Și el așa scrie și noi ce că să înțelegem. Deci adunare proprietăți. Da. Da. Văd, dar nu înțeleg nimic. Nici eu. Nici, da. Alesia, ce să spunem? Acum mi-e și teamă să spun doar așa, din niște probleme care au mai fost de acelea care... Mi-ai dat niște probleme de interesante. Noi am gândit acolo și am încercat să învățăm, să judecăm, să gândim niște greșiți. Dar uite, ceea ce ți-am dat eu ție aici, să încerci să compui tu un greșițiu și rezolvând așa ceva, punând o literă, chiar aici în greșițiul ăsta care l-am dat, punând în locul altui număr o cifră, în locul altui număr, să pun o literă, să încerci să găsești litera aceea, ca antrenament. Acum mi-am venit în gând, dacă aș fi... El nu face așa. Face mai întâi exercițiu și apoi înlocuiește cu o literă. El înlocuiește toate. Adică... Adică A împărțit la B, împărțit la C, plus D, plus... Asta face și vrea ca noi să rezolvăm. Apoi nu o să poate. Am înțeles ce face acolo. Deci merge cu niște litere acolo care sunt semne niște proprietăți. El, da, practic vă dă niște proprietăți, dar voi trebuie să învățați mecanic, înțelegând că el vin de la niște exemple. Că proprietățile acelea nu sunt... Nu le-au visat cineva cu niște litere acolo. Și el ne dă litere și apoi zice, haideți să vă dau și un exemplu, dar nu prea e nevoie. Da, bun. Asta e cel mai tare lucru. Da.
oricum așa, așa e peste tot, din păcate. Dar ce explicație dacă nu ne dă un exemplu? Nu știu ce să zic decât doar așa, că în felul ăsta nu avem nicio șansă noi ca școală, oriunde ar fi, oriunde s-ar întâmpla aceeași chestii peste tot, nu sunt șanse de a vă putea salva. Doar vă uzează și vă e o bătaie de joc cumplită. Rămâne chestia asta altă. Să poți descoperi, să te duci pe filmele mele acolo, că acolo eu sunt la tablă, tu ai văzut, nu? Cum lucrez la tablă și că explic cu copii. Deci este concretă exercițiul făcut acolo. Hai să ne oprim, că ai obosit și tu, am obosit și eu văzând. Oboseala vine din neputința mea de a înțelege cum se poate continua mai departe. Oboseala, deci, din neputința mea, sesizând cu ce dificultate te confrunți tu acolo, dar prin tine eu văd pe toți copiii. Deci prin tine eu văd pe toți copiii și în loc să întâmple apropierea de obiect, să ai starea de bucurie că matematica merită să te ocupi de ea, imediat ți este tăiat orice elan, orice interes dispare. Câtă vreme este prezentat așa. Ce matematică e asta? Că una văd la prof online și alta dincolo. Când mă duc acolo, eu trebuie să tac și să copii de pe tablă niște formule, niște relații acolo. N-au nicio legătură între ele. Am încheiat de data asta lecția într-o notă tristă, trebuie să spun, față de elanul care l-am avut la început de lecție, tristă pentru că tristețea mea vine din neputința mea, din neputința ta. Și dacă mi-ai cere, dacă mi-ai pune întrebarea, ce să fac? Eu ce să fac? Eu sunt elev acolo, nu sau în bancă. Eu ce să fac? Mi-e teamă să nu-mi pui întrebarea asta, că n-am niciun răspuns. Înțelegi? Mi-e teamă să-mi pui întrebarea asta, că n-am niciun răspuns. Și doar răspund că sunt trist. Și dacă școala continuă așa, voi copii din generațiile acestea care nu știu cât vor ține, dar sunteți loviți cumplit, cumplit, cumplit. Nu-și dau seama. Nu-și dau seama cei care gândesc așa învățământul în varianta asta, ce situație dificilă, în ce situație dificilă vă aflați. Este cumplit. Și nu-mi rămâne decât să sper că cineva va avea puterea să spună stop joc. Stop joc. Mai ales cu matematica. Mai ales cu matematica. Nu poate să fie matematica prezentată așa. Dacă acolo vă mai dă nu știu ce lecții, să o învățați la istorie, o înveți, azi o înveți, ai luat nota, mâine o uiți. Na, asta e. Tot o pierdut. Dar aici frumusețea asta la matematică, să găsești cum se leagă lucrurile și de ce să înveți matematică, dar altceva n-ai mai bun de făcut. Ei, aici ar merita. Și noi am început să facem lecții acele care sunt acolo puse, care vor să fie mai rupt toate puse, și de acolo se vede de ce trebuie să fii interes pentru a învăța matematică. De ce e frumoasă matematica? Aici. Dar ce spun eu vine în contradicție totală cu ce se întâmplă acolo. Dar asta e problema. Bine, Alesia. Rămâne să te gândești la vreo câteva exerciții, eventual vreo problemuță de aceea pe care o mai ai pe acolo și te-ai gândit la ea ca să vezi dacă... Aici să o pregătesc. Da? Da. Și să vedem, să ne vedem când hotărăști tu. Vă sun. Da? Bine. La revedere, seară bună. La revedere, seară bună. La revedere. La revedere. Pa.